lor, să ne amestece și până să ne uniformizeze, cum se încearcă și acum prin comunismul albastru. Și ce ciudat, că undeva pe dedesubt, oameni din fiecare țară care au rezistat, martiri, au reușit să facă un popor unic, un popor creștin. Căci legătura dintre prințul gruzin și apoi Emirii Civii și Aurel State, un prinț gruzin și un martir român, al român, să zicem că este de origine al român, deci esență de român, este atât de firească, este atât de puternică și asociația pe care o să o facă sufletească între cei doi e izbânda lui Hristos în lume. Oamenii au fost uniți. Cartea este cutremurătoare, să vorbim și sunt oameni mult mai competenți și care au cunoscut pe Aurel State. Ce o să vedem și ce o să facem în seara asta? În primul rând, o să vedem un film făcut de Cuzma Emirii Gigi, de băiatul lui Ceaboie Emirii Gigi. Acum 2 ani, Ceaboa, uite aici este numai acest petrișor. Acum 2 ani a căzut în mână această carte și în 2 ani nu ți-am citit. Tradusă de numai acest petrișor. O carte cutremurătoare cu acest om aristocrat pus în situație de detenție. A evadat, zi-mi pe la vârsta mea, că era cinci evadate mii de kilometri prin zăpadă, dormeau cu elicopterul și toate formele de invicibil. O formă de rezistență extraordinară. Cartea lui Aurel State, în conceptul domnului Răzvan Codrescu și mai ales o săptămână și m-a marcat definitiv, invicibil. Este acea stâncă de nepătruns. Filmul nu l-am văzut, o să-l vedem împreună. Și după film urmează o înregistrare pe patul de spital făcută cu un castofon de domnul Tică Iulian, Dumnezeu să-l odihnească, o altă conștiință marcantă a rezistenței românești și a martirilor români. Am avut bucuria să-l cunosc. A fost imprimat domnul Aurel State. Regretul mare când am citit aceste cărți este că nu i-am cunoscut personal. De fiecare dată când citeam despre Emirii Civii, mă uitam la fotografie sau despre Aurel State, mai citeam și mă uitam să-i văd față. Presiune că există un contact de dincolo. Filmul durează cam o oră și un sfert. O să țin așa puțin mai strâns, pentru că nu avem decât 2 ore la dispoziție din până ce pe un spectacol și până vom ieși pe partea asta. Am spus că pentru ultima oară mai accept ca să iasă spectatorii pe partea aceasta. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Le mulțumesc celor care au organizat acest lucru. Aici trebuia să fie Guvernul României, Academia României, aici trebuia să fie televiziunile din România, aici trebuia să fie istoricii români, dar ei au treabă. Și să-i lăsăm să... știți cum zicea Suța? Cretinismul românesc este aflarea în treabă. Și lăsăm acolo.